Te salut! Cu siguranță că știi că sunt mai multe tipuri de inteligență. Există inteligență matematică, există inteligență literară, există inteligență artistică și multe altele. Astăzi am vrea să vorbim despre una care, sau despre care probabil că n-ai auzit, inteligența motivațională. Ce este ea, la ce ne folosește? Vei descoperi pe parcursul acestei mici lecții. Jim Rohn, unul dintre cei mai influenți vorbitori motivaționali ai secolului, povestește că într-o zi trândăvea prin casă când a auzit o ciocănitură în ușă. Era o fetiță de vreo 10 anișori care vindea prăjiturele pentru Girl Scout, cu scopul de a aduna fonduri pentru acțiuni caritabile pentru asociația aceasta. După o prezentare foarte bună a produselor, fetița cu un zâmbet dulce îi propune lui Jim să cumpere câteva pentru prețul de 2 dolari. Deși dorea foarte mult să cumpere acele prăjiturile, Jim nu dispunea nici măcar de 2 dolari. Pentru a nu descuraja acțiunea fetiței, Jim recurge la o minciună, spunându-i că a cumpărat deja de la altcineva care trecuse pe acolo mai devreme. Politicoasă, fetița s-a scuzat, a mulțumit pentru timpul acordat și a plecat la următoarea casă. Iată ce spune Jim despre această experiență. M-am uitat după ea un timp care mi s-a părut eternitate. În cele din urmă am închis ușa în urma mea și am strigat. Nu mai vreau să trăiesc așa. M-am săturat să nu am nici un ban și m-am săturat de minciuni. Nu voi mai fi niciodată stânjenit pentru că nu am niciun ban în buzunar. În ziua aceea mi-am promis și am decis să câștig suficient încât să am mereu în orice împrejurare câțiva bani în buzunar. Motivația este acea forță care te pune în mișcare, care te scoate din zona de blazare și platitudine existențială. Motivația, dacă este doar un sentiment care apare în urma citirii unei cărți motivaționale sau ascultării unui seminar motivațional, este ca o flacără de chibrit. Te-a prins instantaneu și arzi pentru foarte scurt timp. Personal, cred că motivația este și trebuie să fie mai mult decât un sentiment trecător. Motivația este o decizie rațională de fiecare zi, de aceea am putea o numi inteligență. Inteligența motivațională este abilitatea de a identifica motivele pentru care trăim, a acționa și persevera în vederea împlinirii lor. Când ai un motiv bun, ai și o motivație puternică. Sau, așa cum zicea Nietzsche, cel care are un de ce pentru care să trăiască, poate să suporte aproape orice. Inteligența motivațională este fundamentată, așadar, pe stabilirea țelurilor, pe curajul de a-ți urma visurile și pe determinarea de a-l urma. Cei mai mulți oameni trăiesc sub capacitățile lor, pentru că fie nu au avut visuri îndrăznețe, fie au renunțat prea ușor la ele. Când îți lipsește ținta, scria Seneca, viața este o rătăcire. Dacă nu ai un de ce pentru care să trăiești, nu poți fi dispus să treci peste orice ar veni în viața ta. Dacă nu ești dispus să lupți și să sacrifici pentru visul tău, vei fi nevoit să accepți să muncești pentru visul altuia. Cum ar fi cel al șefului tău, poate. Și pentru că nu vrei asta, sau cel puțin nu vrei ca toată viața să tragi tare pentru visele altora, având prea puține beneficii pentru tine, trebuie să acționezi fixându-ți scopuri bine definite și bazate pe țelurile tale. Cu cât îți definești mai bine țelurile, cu atât vei fi mai motivat să le îndeplinești. Cu cât ești mai motivat, cu atât vei acționa țintit spre a le realiza. Pe măsură ce vezi că visurile prind viață, vei avea tot mai multă încredere și determinare în dezvoltarea lor. Întrebarea fundamentală la care trebuie să răspunzi este următoarea. Ce anume mă motivează? Nu trece mai departe dacă n-ai răspuns la această întrebare sau să-ți rămână în ecoul urechii tale. Ia-ți 5 minute după ce încheiem să răspunzi, apoi citește îndeaproape sau amintește despre următorii 5 factori care îi ai și care te determină să faci ceva în viață. Hai să vorbim despre câțiva chiar acum. De exemplu, banii.
Deși am pus pe locul întâi sau la punctul întâi, nu cred că pentru toți sunt cei mai importanți. În ce mă privește, consider banii importanți din două mari motive. Libertate și oportunitate. Libertatea financiară înseamnă să nu trăiesc cu stresul că sunt abia la jumătatea lunii și deja s-au terminat aproape toți banii și nu mai îmi pot permite decât o existență austeră. Libertatea financiară nu înseamnă să cheltui demențial pentru a-mi satisface poftele, ci înțelepciunea de a face ca banii să-mi slujească în vederea obținerii unor satisfacții nedăunătoare. Oportunitatea financiară înseamnă două lucruri. 1. Să folosesc banii pentru a mă dezvolta și a oferi familiei experiențe și momente împlinitoare. Și 2. Să folosesc banii pentru a sprijini și ridica pe cât mai mulți dintre cei care trec prin momente grele în viață. Banii sunt pentru mine o motivație, dar pentru tine. 2. Prestigiu este o altă motivație. Sunt anumiți oameni care sunt motivați mai mult de prestigiu decât de materialism. Vor mai degrabă să li se recunoască meritele decât posesiunile. Sentimentul de a fi în fața reflectoarelor este mai de dorit decât a etala ceea ce ai câștigat sau ce au câștigat. A ști că sunt apreciați, oamenii aceștia, înseamnă pentru ei mai mult decât a ști că sunt bogați. De fapt, psihologii au descoperit că pe baza a mai multor studii au descoperit că ceea ce îi face angajați pe unii oameni să dea totul în domeniul în care lucrează nu este remunerația, ci recunoașterea. Poate că ești printre cei care sunt motivați și de recunoaștere și nu este un lucru rău atâta vreme cât ai un scop pentru care vrei să fii recunoscut. În ce vrei să-ți investești reputația? 3. Alții sunt motivați de poziția învingătorului. Un alt motiv pentru care oamenii sunt motivați să facă lucruri mărețe este adicția de ce statut. Sunt de învingător. Sunt destul de mulți oameni înstăriți care au strâns avere cât pentru 10 vieți sau mai mult și cu toate acestea nu se retrag din cursă. În fiecare an își doboară propriile recorduri financiare pentru simplu motiv că le place sentimentul de câștigător. Chiar dacă nimeni nu scrie nimic despre ei într-un ziar, sunt într-o permanentă competiție cu ei înșiși. Multimilionarul Richard Branson, care deține printre altele companiile aeriene Virgin, a declarat că cea mai mare motivație pentru el este să-și lanseze noi provocări, nu să câștige bani. Alții, sau în cazul altora, motivația este familia. Astfel că găsim și o altă categorie de oameni care sunt motivați pentru a obține rezultate excelente de dragul beneficiilor care se răsfrâng asupra familiei. Unii vor să călătorească în cât mai multe țări și locuri împreună cu familia. Alții vor să ofere o educație aleasă de înaltă calitate copiilor lor. De asemenea, sunt și unii care trag tare pentru că pur și simplu vor ca în familie să nu fie niciun fel de lipsă. Niciun fel de lipsuri. Cum au fost în familia din care au provenit. Pe alții, dăruirea îi motivează. După mine, este printre cele mai nobile motivații care un om sau oamenii le pot deține. John Wesley, marele reformator al Angliei, a spus într-un mesaj adresat bisericii sale: o viață împlinită constă în a munci cât poți mai mult, a economisi cât poți mai mult și a dărui cât poți mai mult. Oarecum, în aceeași tonalitate și-a scris pe o bucată de hârtie și Dale Carnegie țelul pe când avea doar 20 de ani. Am de gând să-mi petrec jumătate din viață acumulând bani. Am de gând să-mi petrec jumătate din viață, cealaltă jumătate din viață, împărțind acești bani. Lucru pe care l-a și făcut. A pune umărul la ridicarea altora, a contribui la îmbunătățirea sau schimbarea nivelului de trai al altora sau pur și simplu a trăi viața cu gândul de a avea o contribuție semnificativă în viețile altora este dovada supremă că ne-am găsit motivația și rostul în viață. Te provoc să-ți găsești motivația. Poate că este între cele amintite mai devreme sau poate că ai și altele. Decide să nu mai trăiești fără chef de viață. Ai atât de multe motive de a trăi intens.
Trebuie doar să le cauți și să perseverezi în a le înfăptui. Alege însă ca să acționezi din motive curate, cum ar fi dragostea de Dumnezeu, de oameni, dorința de a face lumea de lângă tine mai bună. Există și motivații greșite, rele chiar, care împing pe oameni să facă ceva, și anume furia, invidia, gelozia, resentimentele. Acestea nu duc un aport pozitiv și nici în viața ta și nici în viața altora. Pe cei mai mulți oameni îi lezezi prin aceste comportamente. Folosește-ți inteligența motivațională pentru a deveni acel tu extraordinar.